Zeci de salvatori minieri au participat la concursul național de salvare subterană și de suprafață, care s-a desfășurat la finele săptămânii trecute la Petroșani. Salvatorii din cadrul CNH s-au întrecut în tehnici de salvare și au demonstrat că sunt oricând pregătiți să intervină atunci când este nevoie de ajutorul lor, deși cu toții ne dorim ca astfel de evenimente să fie cât mai rare. Sunt cei mai curajoși, aleși dintre minerii Văijiului, sunt oameni destoinici în care noi ne punem bază, dar punctul meu de vedere este și dorința mea este de a fi pregătiți, de a interveni în ajutorul companiei și de a interveni cât mai puțin în accidentele din Valea Jiului. Cred că este normal ca într-o meserie ca dumneavoastră, în afară de faptul că vă dăruiți pe parcursul anului, o dată pe an ca să veniți să vă puneți în valoare calitățile pe care le-ați dobândit și să aveți un concurs fair play în care să se demonstreze priceperea fiecăruia. Pe lângă a fi un bun miner care își cunoaște foarte bine meseria, salvatorii minieri trebuie să aibă și cunoștințe medicale pentru acordarea primului ajutor. Salvatorii minieri, în momentul în care doresc să devină salvatori minieri, urmează un curs special organizat de atestare, în vederea atestării ca și salvator minier. În cadrul respectivului curs, pe lângă noțiunile legate de ceea ce înseamnă minerit, învață desigur și noțiunile de prim ajutor, așa cum sunt acestea prevăzute de către legislația în vigoare. Toți participanții la acest concurs au fost recompensați cu diplome, însă principalul câștig al salvatorilor minieri a fost faptul că s-au antrenat și astfel au reușit să afle cum ar trebui să-și îmbunătățească tehnicile de salvare.